În numele familiei Doliat vrem să vă mulțumim tuturor care seara aceasta și probabil și mâine ați hotărât astăzi să fiți aici și mâine de asemenea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească pe fiecare. Sunt aici frați și surori de la prima biserică baptistă română, de la celelalte biserici surori, frați păstori care au venit să fie împreună cu noi. De asemenea, avem prieteni dragi și frați și surori care au venit din alte state să fie alături de familia Petreac, familia Leuce, la durerea aceasta pe care ei o experimentează acum. Și chiar dacă nu putem spune multe vorbe, Biblia ne învață să fim alături de cei care suferă. Și ne rugăm ca în această seară, prin cuvintele care se vor spune, Dumnezeu să atingă coarda inimii noastre, să lucreze la fiecare dintre noi, să aducă mângâierea pe care numai Dumnezeu poate să o aducă și mântuire și har, așa cum numai Dumnezeu poate să dea. Fiți binecuvântați de Domnul și fie ca seara aceasta să fie pentru onorarea numelui Dumnezeu, pentru mângâierea familiei și pentru încurajarea noastră a tuturor pe calea credinței. Am vrea să urmărim acum un material video care a fost pregătit cu câteva imagini din viața lui Alex. Noi l-am cunoscut, l-am iubit, un copil cu minte, respectos, iubitor, un copil care a fost în mijlocul nostru toată viața lui și unii dintre tinerii noștri de aici au crescut împreună cu el și de aceea tristețea este cu o atât mai mare. Dar ne rugăm ca și în timpul acestor 8 minute și jumătate, cât acest PowerPoint slideshow va fi prezentat, Dumnezeu să lucreze la inimile noastre și să ne mângâie pe fiecare. So God, pray now for the PowerPoint slideshow. I wish by now God, you would have reached down and wiped our tears away, stepped in and saved the day. But once again I say amen, and it's still raining. And as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this dark, and I will lift my hand, 'cause you are who you are, no matter where I am. And every tear I cry, you hold in your hand, never left my side, though my heart is torn. I will praise you in this dark. I remember when I stumbled in the wind, you heard my cry, you raised me up again. My strength is almost gone, how can I carry on if I can't find you? But as the thunder rolls, I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hands and praise the God who gives and takes away. And I'll praise you in this dark, and I will lift my hands, 'cause you are. I will praise you in this storm. Oh, and though my heart is torn, I will praise.
comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. You are my help.
Știu că în seara aceasta ne urmăresc pe internet rudele din România, frați și surori din America sau din Europa și de aici în Australia foarte mulți. Este bine că și în felul acesta, prin internet, putem să ajungem în casele oamenilor și credincioșii, frații și surorile, pot să ia parte împreună cu noi la durerea aceasta. Dar Cel care ne este de ajutor și sprijin în încercările cele mai grele este Dumnezeu Mântuitorul nostru. Domnul Iisus Hristos știe prin ce trecem, pentru că a trăit și El pe pământul acesta și cunoaște greutățile, suferințele, necazurile inimii omenești. Dar cântecul avea dreptate. Că necazurile noastre, în suferințele prin care trecem, trebuie să ne ținem de El. Să ne ținem de Domnul. Avem pregătit o cântare pe care familia a ales-o să o cântăm în seara aceasta, ca și celelalte cântări. Scrisă, pentru cei care nu cunoașteți istoria acestei cântări, scrisă de un om care a petrecut peste 5 ani în închisorile comuniste. În condiții dintre cele mai grele, în suferințe teribile. Dar fratele Nicolae Moldoveanu scria, printre multele cântări care le-a compus, tăria mea, tăria mea ești tu, Părinte, în încercarea cea mai grea, cu tine merg înainte. Cântăm cântarea aceasta. Și apoi din partea tinerilor, rog pe fratele Daniel Cervo și pe fratele Marcele Nuică să aibă un mesaj pentru noi toți și pentru adunarea noastră. Tăria mea, tăria mea, ești tu, ești tu, Părinte, în încercarea cea mai grea, cu tine merg înainte.
Couple of weeks ago, I bought some plane tickets to come to Melbourne for the orchestra reunion, and that got postponed a week. And then I found out the tragic news, what happened. So I really didn't want to be here under these circumstances. It's hard to think of what to say to everyone sitting here and the family. What I could say that could help heal the hurts in your heart and all of the youth. I was Alex's youth leader for 8 years, and I remember him as I was growing up in church as a young boy. As I said, it's very hard to come under these circumstances and this tragedy. But after it happened, my chair said something at church, and I want to read off the verses that he said. In Matthew chapter 11, verse 28, it says, "Then Jesus said, 'Come to me, all of you who are weary or tired, and carry heavy burdens, and I will give you rest.'" As I was flying here, as I left Adelaide, it was stormy, and it was dark, and it was rainy. And as the plane flew up through the clouds, it got higher and higher. It was turbulent, said it was shaking, and there was all sorts of things happening. But as we rose over the clouds, the sun came through. Because the sun shines above the clouds. It's the clouds that keep the darkness in. I know that these moments we're feeling, like there's so much darkness surrounding us. We have so many questions about why this happened. Last week I was crying a lot, and thinking a lot, and crying a lot, and thinking a lot, and praying a lot. And I want to just say a word of encouragement to people that are going through suffering. Jesus said here, if you're tired, if you're struggling, if you have burdens, if you have things you can't deal with, come to me. Come to me. I will be the one to give you rest. And that's what I want us to think about. What are we struggling with? What are you struggling with? Maybe it's the pain now of what happened. We need to come to Jesus, because there's no other way. There's no other person that can give us rest. There's nothing that can give us rest other than the Lord Jesus. And as I was thinking, that my God is outside time and space. Our God can do miraculous things. He can do things like stop the sun for a battle. He can do things like make a man walk on water through faith. And I was thinking to myself, and this is where I hope, and I really hope to see this. I hope one day that when I'm walking up in heaven, I'm surprised. And that would be so good to be surprised to see Alex there. Because maybe, just for a moment, God stopped time. And He froze time.
And he gave Alex a chance and a hope. And maybe he did. And that's what I'm hoping for. But I want us to look to God to have hope. Let's look to the Lord to have hope. I pray all of us, let's just lean on Jesus. He's the one that can carry our burdens. He's the one that can take our pain away. And maybe we all need to just freeze time for a moment and look towards God for our hope. Thank you. I wasn't expecting it to be so heavy to sit in front of you. I think there are no words. There are no words which will fix the situation. There's no words to clarify the confusion that some of us experience. There are no words that can take away the family's devastating grief. At least not for a while. There are no thing that we can do or words we can speak that will change the past. And it's not why we're here tonight. I think we're here to honor the blessing that God has given us through Alex's life. And I dare say, even through his death, I didn't know Alex very well. We've only been in the same church for a few years. But I learned something from him, and I want to share that with you. I want to frame it before I tell you what it is. A father tells his son, "Don't get close to the stove, and by no means touch it if you're there." And the boy obviously goes there and touches it and gets burned. He inevitably gets burned and cries in pain. He experienced the reality that his father was talking about. I oftentimes used to tell my dad, "Oh, Dad, that's not that bad," or "That's not necessarily what you say it is." And I think God talks about a reality, the way reality is. And we sometimes look at that and we say, "Nah, it's not that bad." We evaluate reality through our own eyes. And events like this help us tap into a reality that was always there. Reality is always present around us. The way we look at it, it's our own estimation, our own interpretation, our own way of assessing it.
I think we're here and we see reality through different lenses. And I think the reality we see tonight, it's always been there. We just get to see it with fresh eyes. We just get to realize that what God has said all along, it's actually true. We actually experience a reality that we go to great lengths to ignore on a daily basis. A reality that we hope it doesn't exist. Events like this speak about things we don't want to talk about. And I think it will be true, it might be true of some of us standing in this room, that within a month or two, we will just go back to our normal routine where we intentionally don't dwell on realities that we dwelt on or have dwelt in the last week, where we purposefully push out of our lives anything that speaks of death, eternity, or God, or at least until the next rude awakening, until the next mental breakdown, until the next tragedy, where we're hit like a ton of bricks by reality. Thing that I learned from Alex, and I'm grateful that I learned it, is the fact that we all are fragile. We're more fragile than we think we are. Maybe we recognize some limitations that we have, but we don't think it's that bad. We don't think that we're as fragile as God tells us we are. And now we get a little bit closer to the reality of the fact that we're all fragile. I think sometimes we architect our life around the values that we see in the culture, around the success as the culture defines success. And then God, in His mercy, He allows us to experience tragedy, loss, and pain, just to bring us back, just to make us aware that there is a reality that we've evaluated wrongly. We've evaluated just like that boy who says, I can go and touch that. And I think we see in Jesus the fact that He knew that people are fragile. There's so much more than just the face when we look at someone. So much more beyond someone's voice. There's so much more beyond people's words and lives. And Jesus knew that. If you look at it, if you look at Him, how He treated the woman at a well, how He treated people around Him. Never brutal. Always polite. Always loving. Always caring for the soul that is behind those eyes. Because He knew underneath the sometimes bravado or projected strength or security that we oftentimes want to show, there is a fragile soul, and He wants to get there. I hope that
And I think I'll never look people in the eye the same. And I'm thankful to God for that. I'm sorry that this is what it took. But God used this to help me tap into that reality. And I hope that it will help you too. The way you look at others and the way you look at yourself. We are very cruel to ourselves a lot of the times. Because we're not aware of how fragile we ourselves are. I'm going to close and I'll read 2 Corinthians 12:9, which says, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power might rest on me.'" We might even think about ourselves as if there would be no weakness in us. We want to hide that. We want to paint a different picture than what's actually in our hearts. But Paul says, yeah, God's grace is enough for us. That means that God has made provisions for us. God has made provisions for us and for our weakness and for our fragility. I've read somewhere this, and I want to leave you with this. It's okay to not be okay. It's not okay to stay there. Din partea soiei Teodora Marin și apoi un cuvânt de încurajare prin fratele Gabriel Jacob, pastor la Biserica Philadelphia. Să fie puse alături cu slava viitoare. Cât de mare e prețul vieții, ce odată tot apune. Dar ea merită alături cu cea veșnică opune. Merită să pui alături încercarea de o clipă cu cununa veșniciei, cu care fi va răsplătită. Merită să-ți pierzi credința, pentru că odată ai fost în lipsă, pentru o clipă de încercare, veșnicia să-ți stea închisă. Binecuvintează, dar un necaz, o strâmtorare. Ai fost astfel găsit vrednic să fii pus la încercare. Cine încearcă în foc metale fără preț, fără valoare? Aurul se încearcă astfel, strălucirea în foc nu moare. Încercarea e dovada că în tine este aur. Dar e amestecat cu scură. Dumnezeu, meșterul faur, trebuie prin foc să treacă spre verificatoria. După focul încercării, pe cunoaște bucurie. Bucură-te tu, cel care ești supus azi la încercare.
Dumnezeu se încrede în tine. Vede în tine o valoare. Dacă ar ști că te vei pierde, că ai să pieri în focul crâncen, n-ar îngădui, fi sigur de tine a se atinge. Domnul pe cei slabi îi cruță, cu necazuri mari nu-i mustră, dar nici marea bucurie a izbânții ei nu gustă. Fii convins, o încercare, cu cât este mai temută, cu atât fiva bucuria mai înaltă, mai profund. Și ca să o strângi în suflet, ca pe o binecuvântare, nu e prețul încercării pe potriva ei de mare. Partea Bisericii Filadelfia, mă rog să primiți sincere condoleanțe. Dumnezeu să vă mângâie pe voi, cei care sunteți greu încercați și îndoliați, întristați în momentele acestea, și să vă dea puterea, El poate să facă lucrul acesta, să vă dea puterea să treceți peste momentul acesta deosebit de delicat. Vreau să vă asigur de un lucru, Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. N-a fost niciodată absent, este prezent. Nu înțelegem multe din lucruri, poate încercăm să ne le explicăm, cuvintele noastre sunt sărace, dar cu siguranță, chiar dacă aici nu vom primi răspuns la nicio întrebare pe care o avem în momentul acesta, va veni o zi în care cu siguranță toate lucrurile se vor clarifica. De aceea mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Personal nu l-am cunoscut pe Alex, am tot stat să-mi fac așa în memoria mea un moment în care poate ne-am întâlnit, am știut pe voi, din familie, dar Alex a lucrat cu băiatul meu, cu Denis, și a lucrat cu Alina, cu nora mea, și în ultimele zile mi-a tot povestit așa despre el, despre felul lui de a fi. Când am primit vestea plecării în veșnicie a lui Alex, m-a sunat unul din membrii bisericii noastre, m-a sunat Cristi Mocean și plângea. Mi-am dat seama că e o situație tragică. Ne-am rugat și la biserică pentru voi, am continuat să ne rugăm și am deplină credințare că Dumnezeu este acela care lasă mângâierea sa și binecuvântarea sa peste sufletele voastre. Dragii mei, eu aș vrea să împărtășesc doar câteva gânduri într-un timp rezonabil, pentru că cred că sunt cel puțin două scopuri pentru care noi suntem în această seară în locul acesta. Pe de o parte, am venit să ne constituim în această adunare de doliu, în această adunare de jale și să fim ca un suport moral, un suport spiritual pentru Alina, pentru Adi, pentru fratele Vasile Doina, pentru tine, Simona. Dumnezeu să vă întărească și să vă mângâie. Vă aduc aminte de ceea ce spune Scriptura. De fapt, ceea ce facem noi se încadrează în tiparul scriptural. Scriptura spune că este datoria noastră, este ca o obligație pe care o avem să plângem cu cei care plâng. Familia Bedreac, Drigu, Leuce trec printr-un moment pe care nu și l-au dorit niciodată. Și au, în momentul acesta, atât de mare nevoie de noi, de prezența noastră într-un locaș acesta. Dacă v-ați întoarce în spate și ați vedea că această sală de cult, sală de închinare, este plină. Oameni care le-au iubit pe Alex, oameni care vă iubesc pe voi, și care au venit să fie ca un suport pentru voi. Mi-am adus aminte, stând astăzi și meditând, știind că voi avea câteva minute în momentul acesta, în fața asistenței, mi-am adus aminte de două momente din Scriptură. Unul este în Vechiul Testament și altul este în Noul Testament. În Vechiul Testament, la un moment dat, când Iov a trecut printr-o situație foarte grea, spune Scriptura că au venit prietenii lui Iov, s-au uitat la durerea, nu știu dacă Iov a zis ceva, n-a zis ceva, dar s-au uitat la durerea lui Iov și atât de mare la durerea lui Iov, încât timp de 7 zile n-au putut să zică absolut nimic. Dacă vreți, o situație de genul acesta este și în contextul acesta. Ce am putea să vă zicem? Ne uităm la durerea voastră, probabil că niciunul dintre cei care suntem în locul acesta doar zicem, simțim cu voi și simțim, suntem alături, dar niciunul dintre noi n-am trecut printr-o situație similară
ca și a familiei îndoliate, ca să înțelegem exact prin ceea ce ei trec în momentul acesta. De aceea poate că uneori cuvintele mai bine nici nu se rostesc, pentru că decât să rostim ceva și să nu fie ceea ce trebuie să spunem, poate că tăcerea uneori vorbește mai mult ca și cuvintele. Apoi m-am adus aminte de un alt pasaj al Noului Testament, este pasajul din Ioan, din capitolul 11, în care spune Scriptura că familia din Betania, iată că și familiilor, să nu vă lăsați pradă gândului, Alina, Adi, Simona, nu vă lăsați pradă gândului că nu vă iubește Dumnezeu. Familia din Betania a trecut printr-o tragedie. Și dacă vă uitați în textul din Ioan, din capitolul 11, veți vedea că așa și începe Evanghelistul Ioan descrierea situației din Betania și spune că Iisus iubea pe Marta, Iisus iubea pe Maria și Iisus iubea și pe Lazar. Și atunci întrebarea firească pe care mi-aș pune-o într-un context ca acesta, dacă Iisus iubea familia aceasta, de ce a îngăduit să treacă printr-o situație de genul acela? Și totuși, și familiile iubite de Dumnezeu, și familiile prețuite de Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie uneori să treacă prin situații de genul acesta. Dar ceea ce este frumusețea pasajului aceluia este faptul că mulți din Ierusalim și din Betania, așa cum spunea fratele păstor Teofil, mulți din bisericile din Melbourne, mulți din bisericile din Australia, Aradu sunt convins că se uită acum și urmărește serviciul acesta de privilegiu. Mulți au venit să fie mângâiere pentru cele două surori. Și cred că lucrul acesta este un lucru benefic. Vă va ajuta să treceți mult mai ușor peste ziua de astăzi, peste ziua de mâine, cu încărcătura ei și vă va da suportul necesar să puteți să mergeți înainte. De aceea mă fac purtătorul de cuvânt al tuturor celor ce suntem în această seară, în locul acesta, și ne rugăm lui Dumnezeu ca El să vă mângâie, El să vă binecuvânteze. Dragii mei, unul din lucrurile pe care aș vrea să le înțelegem, că dincolo de prezența noastră numeroasă, a celor ce suntem în locul acesta, dincolo de prezența noastră numeroasă, nevăzut, dar real, prezent, într-o situație de genul acesta este întotdeauna Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost prezentat în Isaia, în capitolul 53, și așa și începe pasajul acesta, om al durerii și obișnuit cu suferința. Înseamnă că înțelege foarte bine prin ceea ce treceți. Cu siguranță înțelege toată situația cu care voi vă confruntați deja de mai bine de o săptămână, aproape două săptămâni de la situația aceasta. De aceea puneți-vă toată nădejdea în El. Așa vorbește, spune și îmi place atât de mult versetul acesta. De regulă îl citesc la serviciile de înmormântare sau la serviciile de privilegiu, pentru că e un verset care transmite un mesaj special. Isaia 57:15, așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie. Dacă ar fi punct aici, în momentul acesta, poate prea mult versetul acesta nu ne-ar ajuta. Parcă nici n-am crede că Dumnezeu empatizează cu noi, că simte, adică stă în locurile preanalte undeva în ceruri, dar nu e aproape de noi. Eu trec prin probleme, sunt aici, într-o vale a umbrei morții, trec prin problemele acestea. Dar e punct și virgulă. Asta înseamnă că se continuă ideea. Dar sunt cu omul zdrobit și smerit. De ce? Ca să învioresc duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Asta e promisiunea lui Dumnezeu pentru voi. Pentru voi cei care astăzi ați îmbrăcat haina aceasta cernită a durerii. Alina, vreau să-ți las un cuvânt special la care m-am gândit în cursul zilei de astăzi. De fapt, e și pentru tine special, și pentru Adi, și pentru părinții tăi, pentru fratele Vasile Doina, pentru Simona. E din Psalmul 94. Iar ca un cuvânt, ca un motto pe care Domnul mi l-a pus pe inimă special pentru serviciul acesta de privilegiu. Psalmul 94, versetul 17, 18 și 19. Atunci când se trece prin fel și fel de situații pe care noi nu le înțelegem, nu le controlăm, nu avem răspunsuri. Viața noastră, să știți, frați și surori, dragii mei, în viața noastră sunt mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Vă rog, ascultați-mi. În viața aceasta prin care trecem, avem mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Și poate tocmai de aceea suntem uneori frământați, tulburați. Dar ascultați-vă, rog frumos, ce spune
omului Dumnezeu, psalmistul în psalmul 94. De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijină totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Trei afirmații puternice și o singură soluție. Când toate parcă se dărâmă, când toate se năruie, când parcă totul este în ceață și totul este sumbru, dacă vreți, noi români ne raportăm foarte mult la Bacovia, totul este frumburiu, totul este cenușiu. Când toate sunt de felul acesta, există o singură soluție și un singur răspuns. Și acesta este Dumnezeu. Iau să închei gândurile pe care am vrut să vi le transmit, raportându-mă din nou la psalmul 39, pe care l-a citit fratele păstor la începutul serviciului divin funebru din seara aceasta. După ce psalmistul David, omul lui Dumnezeu, cu o experiență deosebită, s-a uitat la tot ceea ce înseamnă viața, la cât de trecători suntem, la faptul că nimic nu oferă satisfacție de plin aici, ci că lucrurile sunt cu totul și cu totul altele decât s-a gândit și așa mai departe, are o concluzie, o întrebare. Și spune în felul următor, versetul 7. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Alina, sunt convins că asta a fost și întrebarea ta. Poate l-a auzit la momentul în care ai primit vestea în Chicago, la fel și Adi, la fel și Simona, cu siguranță bunicii, Doamne, ce mai putem nădăjdui? Frați și surori, dragii mei, astăzi familia Bedreag, familia Dritu, familia Leuce, trec prin situația aceasta. Mâine poate trece orice altă familie, pentru că niciunul dintre noi nu suntem scutiți de evenimente deosebite, de o natură sau de alta. Ei, în momentul în care trecem prin situații limită, poate ne punem și noi întrebări de genul acesta, Doamne, ce mai pot nădăjdui? Ce mai îmi dă suport? Ce mai îmi dă speranță? Și ascultați, vă rog, răspunsul care vine din partea lui Dumnezeu. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Alina, Dumnezeu va rămâne nădejdea ta și speranța ta, Adi la fel, Simon la fel și același cuvânt și pentru bunici. Frate Vasile, sora Doina, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă mânghie și să vă ajute să treceți peste momentul acesta. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Amin. Mulțumesc tuturor care au vorbit și ne arată și în felul acesta compasiunea și dragostea bisericilor, surori care sunt alături de noi și alături de familie. Aș ruga să ne ridicăm, să cântăm două versete de cântare, după care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu prin fratele Daniel Ioraș. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu. Cântăm două strofe.
Pastor Theophil has asked me to share the gospel of our Lord Jesus Christ in English so that everybody can understand tonight. Because I believe that science has no answer for a situation like this. They will explain it in biological terms, chemical imbalance, so many things. And I believe with all my heart that the only faith that has an answer and a hope for us is the faith that even Alex proclaimed that he had. And it's the faith that we find in this book. The faith in the words of Jesus and his finished work on the cross and the promise that we have. So tonight I want to speak about the faith, about the Christian faith that we all hold dear to our hearts. And it's the Christian faith that even Alex proclaimed, as I said before. But before I do that, let me say a few words. I don't have magic words tonight. I received a phone call from Simone when we all found the news. And I rushed to his unit to find the grandparents there, completely broken. I went into the house and I cried and I pleaded with God to send his soul back into his body. And then I said, maybe I'm going mad here. Maybe I lost my mind. And then I pleaded with God that God will have mercy on his soul. And I was there for a few hours just praying and praying and pleading with God. I'd like to tell you that in the last year or so, and especially the last 6 months, we as a family, we grew closer to Alex. And I came to know Alex in a different light than probably most of you knew Alex. You see, Alex became an extremely good friend of my son Nathan in the last 6 to 12 months. To the point where the last 3 months, 4 months, summertime, he would spend maybe 2, 3, even 4 days a week in my home, playing ping pong, going for a bike ride, taking the car for a spin, going to Overton and collect some water from the river, not from the river, from the spring, going for walks. The other day, I went into my garage. I saw the table tennis, and the first image that came to my mind was Alex playing ping pong with Nathan. And I was Nathan, I know you spend a lot of time with Alex, and if Nathan will be able tomorrow, he would like to share with all of you a few things about the close friendship and relationship he had with Alex and the things they talked in an intimate way. And I've asked Nathan, what was the things that you talked with Alex when you used to spend so many hours with him and going for a drive for hours? And I said, then we talked about many things. We talked about things that teenagers talk about. He used to tell me about the car he would like to one day buy. He used to tell me that maybe one day he'll have a motorbike. He used to tell me about all the dreams that all the teenagers have in life. But he said, sometimes we would go so deep in our discussions and he would tell me, and I'm not sure if this is very comforting. He said, we will talk about eternity. And if there was one thing that he would always like to talk about, was about his father, money, and how much he loved his father. And he used to tell me, and one day he told me, you know what, Nathan?
I'm not upset with God for taking Marin away. As a matter of fact, I come to accept God as my Heavenly Father. And they talked about these things many times. And as I said, if Nathan will be able tomorrow, he will tell you about these things that he used to talk to Alex in an intimate way. I think I'll leave it there. For the next 10-15 minutes, I'd like to speak about the Christian hope that we have. I'd like to share with you the gospel of our Lord Jesus Christ. And I'd like to start by sharing with you a story from the Bible. King David had a son whom he loved very dearly. One day he gets the news that this dear child has become extremely ill. David, from that moment on, he refuses to eat. He refuses to drink anything. He refuses to wash. He even refuses to go inside the house to sleep in the house. He chooses to stay outside the house, to sleep on the ground. And for 7 days, he prays. He cries to God. He pleads with God that God will not take this child away from him. He does everything. He doesn't sleep for 7 days. He doesn't sleep. He doesn't eat. He doesn't want to wash. He doesn't want to go inside the house. And after 7 days, the boy dies. And all the servants, they just didn't know how to bring this news to David, because they thought, if David behaved in such a manner when the boy was still alive, who knows what he's going to do now that the boy is dead. And all the servants, they were trying to hide, didn't know how to break this news to David. And David looked at their faces, and straight away he knew that the boy has died. And the next thing he does, he absolutely amazes everybody. He gets up off the floor. He goes inside the house. He takes a shower. He asks for perfume. He puts the perfume on. He asks for food to be brought to him. He starts to eat. And all of the servants look at him and says, "Hey, have you lost your mind? You behave as if nothing's happened. Are you in denial? Can't you realize what's happened here? The boy is dead." And David replied, and I'm reading from the Word of God, "I fasted and wept while the child was alive, for I said, perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live. But why should I fast when he is dead? Can I bring him back again? I will go to him one day, but he cannot return to me." I want to tell you one thing. David did not lose his mind. He was not mad. And here with tonight, we're not behaving as if nothing's happened. We are not in denial of this great tragedy that has happened. And it shocked us all to the point where we cried till there's no more tears to cry. We grieved to the point where we couldn't take it anymore. But David came to grips with the reality. And I want to speak about three or four truths from the Word of God. The first thing that David says here is this: the boy is not going to return to me.
but I will go to him. You see, if you were to ask a scientist here tonight, an atheist scientist, he will explain to you that death is a normal thing in our world. It's a biological thing, and that's all there is to it. Once you die, you go into non-existence, you go into total annihilation, total obliteration. And all we could say tonight is that there was a young boy called Alex, and he is no more. That's what science will tell us tonight. But that's not the reality that David believed. David said, he's not coming back to me. That's the reality. And Alina, Alex is not coming back to us. I cried that day to God, please send his soul back. Give him back to us. But he chose not to. And that's the reality. He's not coming back to us. But the next reality that the Bible speaks about, and David hold dear to his heart, is that this boy did not go into non-existence. David said, but I will go to him. And I want to explain to all of you what we Christians believe. And what is the Christian faith? And how does the Bible view death? The Bible views death in a total different way than someone who has no faith will look upon death. When the Bible talks about death in three stages. The first stage is when God said to Adam and Eve, in the moment you will disobey me, in the moment you will sin, in the moment you will rebel against my will, you will surely die. Why? Because the wages of sin is death. And guess what? The devil came and said to Adam and Eve, you know what? You can't really take God seriously. God is trying to hide something from you because he doesn't want you to become like him, all-knowing and all-powerful. And they believed the devil. And they found out that God was true. They did not die physically immediately. As a matter of fact, they continued to live for a good couple of hundred of years. But something died immediately in the human being the moment they disobeyed God. And that is, the human spirit died. That spirit that God put in them died immediately. What that means is that from that moment on, they were dead to God. In other words, they were unable to communicate with God, and God was unable to communicate with them anymore. And that's the first stage of our death. When we are dead in our sins and transgressions, we can't communicate with God, and God cannot communicate with us. Following that spiritual death comes the second stage of our death, which is the physical death. Physical death is what the scientists will explain in biological terms, what happens to this physical body. And then the physical body starts to degenerate, and it goes into the ground, and it turns into dust. But that's not the final stage of our death, from the Bible point of view. Because the Bible speaks in very clear terms that we are not just flesh. We also have a soul. We are spirit, body, and soul.
And the final stage of their death is what the Bible calls the second death. And the second death is when our souls will be completely separated from the face of God to a place which God is preparing right now. From an unbeliever's point of view, life finishes here with a physical death. From the Bible point of view, God, life goes on after the grave. Our soul is eternal. And our soul has only two destinations. One is away from the face of God in what the Bible calls death eternal, or next to God in what the Bible calls eternal life. Eternal life. So the first reality, the consequences of our rebellion against God, is that we live in a fallen world. And the most cruel reality of this fallen world is that in this world, death reigns. And no matter how powerful you are, no matter how rich you are, no matter how educated you are, one day, as David said, he's not coming back to me, but I will go to him. And the Bible says that it's been appointed to mankind to die once, and after that, judgment. We all have to face God. And Jesus Christ has been appointed by God to decide everyone's destiny. But I want to talk to you about the Christian hope that we have. The Christian hope that we have in this world is this. That God looked at this horrible situation that has been created in the universe, and how death entered his universe, and God could not just stand by and allow death to reign in his universe. Why? Because he is the God of life. He is the creator of life. And the Bible says that God sent his only begotten Son, Jesus Christ, to die the death in our place so he can give us his life. And the Bible says that whoever believes in him passes from death to life. Whoever believes in Jesus Christ, whoever believes that his sacrifice on the cross was enough for God as a payment for our sins, will find forgiveness. And this is what Alex believed with all his heart. Alex believed in the Christian hope and the Christian faith. But one cruel reality about this fallen world that we live in is that in this fallen world, there is more suffering than happiness. There is more pain than joy. And ultimately, there is death. But the Christian hope that we have is that by believing on our Lord Jesus Christ, who is the propitiation for our sins, we find forgiveness with God. And we don't have to taste that final stage of death, which is total separation from the face of God. Because Apostle Paul said, as far as I'm concerned, Apostle Paul said, it is better for me to do what? To leave this body and to go and be with my Lord Jesus Christ in the soul. But that's not what Apostle Paul believed, that that's the final stage of his existence. Because he said, but better than that, I'm looking forward to the day of resurrection when that soul of mine will be again clothed with a new body that will never die. And this is the Christian hope that we have.
that the Christian hope that we have is that if we die in Christ, is that if we make peace with God on this side of eternity, that if we confessed our sins to God, and if we felt sorry for our rebellion against God, all of our sins were put onto our Lord Jesus Christ, and He paid in full for them. And I've asked Nathan, did you ever speak to Alex about these things? And he said, Dad, I spoke to him. And Nathan said another thing to me, that I don't know why, but in the last year or so, God has put so much love in my heart for Alex that sometimes I go to bed praying and crying for Alex to find the love of the Father. I know that Alex knew these things. But you see, in this fallen world, sometimes life becomes unbearable for some people. I don't know why, I have no answer. Why in this life some people experience more suffering than joy, more pain than happiness, and that creates so much distress in their hearts that their minds are clouded and that Christian hope fades away. And sometimes they lose that hope. I hope momentarily. But we have the promise of a new life. And I want to finish with this. Because part of the Christian hope that we find in the last book of the Bible, Revelation chapter 21, we find the following. Then I saw a new heaven and a new earth. For the old heaven and the old earth had disappeared, and the sea was also gone. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven, like a bride beautifully dressed for her husband. I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among His people. He will live with them, and they will be His people. God Himself will be with them. He will wipe away every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. And the hope that we have is that our Lord Jesus Christ is coming back again. And He's coming back to finish what He didn't have a chance to finish on His first coming. The first thing that He will do when He comes back, He will resurrect with new bodies all those who died in the faith in Jesus Christ. And that's the biggest hope that we have, that all of our loved ones who have died in Christ will be resurrected again and will receive new bodies. The next thing that He will do, He will banish evil from His creation. And He will banish Satan from His creation. And another thing that He will do, He will make a new heaven, a new earth. And the last thing that He will do, the Bible says, He will completely banish the last enemy. And that last enemy, the Bible says, is death. And the Bible says, there'll be no more death in the new world. There'll be no more sorrow. There'll be no more suffering. There'll be no more situations like this. Because God loves the human beings. Because the Bible says that God loved the world so much that He sent His only begotten Son to die for us. And He doesn't want anybody to perish, but all to come to this great hope and faith in Jesus Christ.
I want to live with the hope that one day we will see our loved ones. In times like this, our faith is strongly challenged. But I want to tell you all, there is no other hope that we have. This is the only hope. And if we want to have a hope that one day we will see our loved ones, there is no other way for us than to remain in Christ and stay close to Him. Yes. If we don't, then we have no hope to see our loved ones. Because on that day, Jesus Christ will decide each one's destiny. And some will go into eternal death, and some will go into everlasting life. And the Bible says that all of those whose names were not found into the Lamb's Book of Life will go into the eternal death, second death. But all those whose names were found into the Lamb's Book of Life would go into eternal life. So what is this Lamb's Book of Life? When I came to Australia 30 years ago, there was a very popular show on TV. It was called This Is Your Life. And for those of you who probably are old enough, you remember, there was a presenter or whatever he was, who will bring out a book and he will read from the book special events that has happened in the life of a celebrity. And after about 1 hour, he would get off the stage, he would take the book, and in that book was written certain things from that celebrity's life, the things that he'd done great in his life, and certain things about his childhood, and so many things. And he will hand this book, he will hand that book to that celebrity, and he will say to him, "This is your life." That's a very slow reflection to what's going to happen to all of us, because the Bible says that each one of us, we have a book in heaven. And in that book it's written every thought that we had, every deed that we committed, every motivation, every single second of our life is recorded in that book. And by the end of that book, we all would have been found guilty of what? Of rebellion against God. But there is another book in heaven, the Bible says, which will be open on that day. And that is the book, it's called the Lamb's Book of Life, which is the book of our Lord Jesus Christ. It's His life. And in that book, you will find that He lived a perfect life. No sin in His life. He shouldn't have died. He died in our place. But in that book, to our biggest surprise, we'll find the names of all of those who have put their trust in Jesus Christ. And next to their name, the words will be written: Daniel Yorash, Daniel Brother, Alina Betrag, acquitted. He paid the price in our place. So I want to encourage all of you tonight. Reflect on the fact that you have a soul that is eternal. And there are only two places where you can spend eternity: eternal death or eternal life. Make sure that your name is written in the Lamb's Book of Life. By coming today to God, accepting the sacrifice of Jesus. I want to live with this hope that one day I'll see Him there. Amen.
I know that in this world, fallen world, sometimes our minds play tricks with us. We can become so distressed and so disoriented. But I want to hope. And the only hope that I have to see the loved ones is for me personally to make sure that I remain in Jesus Christ. Amen. That's the only hope that I have. And I, my dearest desire for you is that you will find that hope as an anchor of your life. You will stay close to God. Stay close to our Lord Jesus Christ and live in the hope that one day there'll be no more tears and we will see our loved ones. May God bless you all. Ce frate Daniel vorbea, m-am gândit că ar fi bine dacă ai noștri care ascultă în România și nu înțeleg limba engleză, ar avea cineva lângă ei să le traducă. Cuvintele Evangheliei, adică vești bune pe care Domnul are pentru noi, pe care tocmai le-am auzit în limba engleză, ce bine ar fi ca și acasă, în România sau în lume, cei care ne urmăresc să înțeleagă vestea aceasta bună, că există nădejde, este speranță. Cântați împreună cu mine strofa a treia din aceeași cântare, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Când calea voi sfârși pe acest pământ, voios când voi păși în cerul sfânt, atunci va fi împlinit al meu dor nesfârșit. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Dumnezeu are mulți slujitori care predică mai bine decât El. Dar, spunea El, niciunul dintre ei nu predică o Evanghelie mai bună. Pentru că Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ceea ce înseamnă veste bună, este adevărul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Au trecut 10 zile, cred, când am primit vestea aceasta teribilă. Și în perioada aceasta, și familia, și noi, ca biserică, și dumneavoastră toți, v-a spus sumedenie de întrebări. Unele au răspuns, altele vor avea răspuns cândva. Dumnezeu are grijă de aceasta. Chiar și atunci când nu avem răspunsuri, Dumnezeu ne asigură că El este totul pentru toți cei ce își pun încrederea în El. Și putem să funcționăm și dacă nu avem răspuns la întrebările noastre. Eu mi-am pus o întrebare, printre multele care mi le-am pus și eu, o întrebare pe care vreau să o adresez în această seară și puneți-vă și dumneavoastră. Ce se întâmplă cu omul când trece dincolo? În primele momente, primele fracțiuni de secunde, de timp, ce se întâmplă?
Eu știu ce voi vedea eu. Întrebați-vă și dumneavoastră ce veți vedea, ce veți experimenta. Un prim lucru pe care îl voi ști atunci când voi trece, voi spune, am știut că Dumnezeu există. Profesorul de matematică își bătea joc de mine în clasă. Ce crezi tu în Dumnezeu? Cine l-a văzut pe Dumnezeu? Știința modernă a spus că se poate fără Dumnezeu. Era în vremea aceea din comunism, când se aduceau revistele de dincolo, nauca și tehnica. Știință și tehnică rusești. Unde-i Dumnezeu? Când voi trece din viața aceasta, trăsătând de bucurie, voi spune, am știut că este Dumnezeu. Am vorbit cu El aici, pe pământ. Mi-a schimbat viața. M-a mântuit. Mi-a dat o ființă nouă. Mi-a dat o nădejde nouă. Dumnezeu există. Dumnezeu mi se descoperă. Dumnezeu este aproape de cel căzut, de cel în suferință, de cel necăjit. Dumnezeu își arată dragostea față de noi în fiecare zi. Nebun este omul care spune, nu există Dumnezeu. Poetul Ioan Alexandru a mers la tribuna Parlamentului la București și a spus, zisa nebunul în inima lui, nu este Dumnezeu. Când voi ajunge acolo, voi spune, am știut că este Dumnezeu. Acum pot să-L văd. Acum pot să-L cunosc, așa cum am fost și eu cunoscut pe lui. Și chiar și ateii, care astăzi spun că nu este Dumnezeu și le convine să nu fie Dumnezeu. Pentru că dacă nu este Dumnezeu, nu este responsabilitate. Nu dai socoteală nimănui. Nu poate nimeni să-ți impune ceva câte vreme Dumnezeu nu există. Faci ce vrei. Și cei care astăzi afirmă că nu este Dumnezeu, Biblia spune că în ziua aceea orice genunchi se va pleca. Și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Am știut că este Dumnezeu. Părinții noștri de mici ne-au pus mânuțele împreună, ne-au învățat să ne rugăm, ne-au dus la casa Domnului, ne-au pus Biblia în mână, ne-au învățat să citim și am crescut cu această credință. Că este Dumnezeu. Pui mânuțele și te rogi la Doamne, Doamne. Dar a venit vremea când L-am cunoscut personal. Și acum nu mai am credința părinților mei, ca și cum mă țin de ea, cred și eu cum a crezut tata. Spun și eu că oamenii din cetatea Sihara, acum nu mai credem pentru că ne-ai spus tu despre el, ci că noi l-am auzit. Am avut experiență cu el. În ziua aceea voi ști că Dumnezeu există. Și dacă ești aici și crezi că Dumnezeu nu este, pentru că așa ai fost învățat, așa ți s-a spus, pretutindeni, nu auzi pe cineva să spună despre Dumnezeu, să știi că în ziua aceea îți vei da seama că Dumnezeu există. Și în ziua aceea voi înțelege că nu mai e drum înapoi. Când voi trece din viața aceasta, voi înțelege că, într-adevăr, viața a fost liniară. A curs într-un singur sens. Odată ce am trecut din viață, nu mai este întoarce înapoi. Omul este rânduit să moară o singură dată. Nu există reîncarnare. Nu există întoarcere înapoi. Nu există nici anihilare. În ziua aceea, toate necazurile, suferințele, durerile, bolile vor fi trecute. Vor fi de domeniul trecutului. Tot ce am îndurat, toate suferințele noastre vor fi trecute. În ziua aceea, pentru cei credincioși care l-am iubit pe Domnul, vom putea să privim în urmă și vom spune, s-a terminat, gata, nu mai sunt, au fost. Am trecut prin suferințe de tot felul, și fizice, și psihice, și relaționale, și emoționale. Dar în ziua aceea toate vor fi trecute. Pentru cei credincioși, toate acestea vor fi de domeniul trecutului. Dar pentru cei care n-au vrut să creadă, n-au vrut să primească adevărul și n-au crezut în Domnul Iisus Hristos, în mântuirea pe care El a venit să o aducă,
mare suferință urmează după aceea. Grozava suferință despre care Domnul Iisus zicea este plânsul și scrâșnirea dinților. Viermele nu moare. Focul nu se stinge. Pedeapsa veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o diavolul și îngerul lui va fi în viitor pentru ei. O grozavă va fi ziua aceea. Și fără posibilitate de întoarcere. Când voi fi trecut din viață, mă voi felicita pentru decizia pe care am luat-o la 17 ani să-L primesc pe Domnul. Ca și Alex, la 17 ani, stăteam cu el în baptister, el mai înalt decât mine. Mi-am făcut curaj, am zis, nu-l răstorn aici în apă, scot eu cu bine. Și a plecat genunchii ușor, l-am băgat sub apă, l-am ridicat. Așa și eu, la 17 ani, am primit pe Domnul, l-am mărturisit în apa botezului, am început viața de credință personală cu Domnul. Și mă voi felicita în veșnicii, dacă înțelegem termenul acesta, îmi voi spune, bine am făcut că m-am întors la Domnul. Bine a fost că m-am pocăit, bine a fost că am urmat pe Domnul an după an. Pentru că iată acum, în sfârșit, văd ceea ce am sperat. Mă întâlnesc cu ceea ce Dumnezeu a pregătit. Spune Apostolul Pavel, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la mintea omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Domnul pentru cei ce iubesc. Pentru cei ce iubesc, decizia care au luat-o în viață, pe care vă îndemnăm să o luați și dumneavoastră dacă n-ați luat-o încă. Decizia aceea. Și continuarea acestei umblări cu Domnul, câte zile avem pe pământ, va avea răsplătire în veșnicie. Și în același fel, cei care n-au vrut, care au respins dragostea lui Dumnezeu și adevărul Evangheliei și cărora nu le-a păsat de mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a lucrat-o și a câștigat-o la cruce pentru ei, își vor smulge părul din cap, dacă înțelegem așa. Vor regreta veșnic că au avut odată posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu și n-au făcut-o. Ar fi putut și ei să spună, Doamne, ai milă de mine, iartă păcatele, curățește-mă, dă-mi o ființă nouă, dă-mi o viață nouă, spală-mă în sângele Domnului Iisus Hristos, intră, Doamne, în viața mea. Dar n-au făcut-o. Poate de rușine, poate din cauza multor plăceri cu care s-au complăcut, poate că n-au crezut, poate au spus că mai am timp destul, poate au zis, nu-i chiar așa cum se spune, povești, religie și așa mai departe. Dar în veșnicie, cei care l-au primit pe Domnul, puțin cât suntem în lumea aceasta, ne vom bucura veșnic pentru hotărârea pe care Dumnezeu ne-a ajutat să o luăm, să credem în Domnul Iisus Hristos, că nu de la noi a venit. Eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Dumnezeu ne-a adus la viață prin Iisus Hristos. Prin har suntem mântuiți. Nici măcar ce am spus că mă voi felicita atunci, trebuie să fie înțeles și aceasta bine. Îl voi lăuda pe Domnul toată veșnicia că s-a durat de mine. Dar cei care, mulți în lume, că mulți sunt pe cale pierzării, n-au primit dragostea lui Dumnezeu, vor regreta veșnic. O eternitate de regrete. Cum e aceasta? Și atunci în veșnicie, când voi păși, când păcatele mele vor fi fost șterse, spălate cu sângele Domnului Iisus Hristos, când trecutul meu va fi fost albit de jertfa Mântuitorului meu, voi aștepta cu bucurie ziua aceea, ziua cea mare, despre care Scriptura spune că într-o zi trupurile noastre vor învia nesupuse putrezirii. Când trâmbița lui Dumnezeu, trompeta divină va suna și morții vor învia nesupuși putrezirii, când vom ieși din mormintele noastre și vom sta îmbrăcați în haine albe, așteptând cuvântul Mântuitorului care zice, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care a fost pregătită. Ce zi va fi aceea? Că de peste tot din întreaga lume, din toate cimitirile și din toate locurile unde au fost îngropați vreodată credincioșii, chiar să fie în adâncul mării, particulele acelea vor fi aduși la viață prin puterea de înviere a Mântuitorului nostru. Și îl vom întâmpina pe Domnul. Și vom fi împreună cu El, vom fi duși în împărăția pe care s-a dus să ne pregătească.
ce în zi va fi aceea. Dar stați puțin că va fi și o înviere a celor nedrepți. Când cei care au respins Evanghelia Domnului Iisus Hristos, și ei vor fi murit ca și noi, că toți suntem datori cu moarte, și în ziua aceea va suna trâmbița lui Dumnezeu, și morții vor învia, unii pentru viață veșnică, alții pentru pedeapsă veșnică. Și înfricorați vor sta așteptând cuvintele acelea care vor răsuna peste toate orizonturile cosmosului. Duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și îngerul lui. Și s-a produce mare separare, mare despărțire. Cei credincioși vor merge cu Domnul, ceilalți vor merge departe de fața Domnului, în pedeapsă veșnică. Ce putem să spunem, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, pe Sfintele Scripturi, pe cuvântul acesta care în mii de ani și-a dovedit veridicitatea, adevărul. Putem să spunem că toți cei care au aud cuvântul lui Dumnezeu, care aici, în această seară, sau acasă, în fața unui computer, sau în România, în Europa, undeva în lumea aceasta, când cineva aude cuvântul Evangheliei, când cineva aude că Domnul Iisus Hristos a purtat El păcatele noastre, ca să nu mai murim noi, să ne ridice toată vinovăția noastră. Și când cineva crede și primește și se întoarce spre Dumnezeu spunând, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Când cineva cu regret spune, îmi pare rău de viața pe care am trăit-o, iartă-mi, Doamne, și păcatele mele. Primește-mă și pe mine, păcătosul, în ziua aceea. Domnul îl primește, îl iartă, îi șterge trecutul, îi scrie numele în cartea vieții. Pune în el Duhul lui Dumnezeu care îl ajută să trăiască cu Hristos în fiecare zi, îi dă puterea aceasta de mărturie, îi dă puterea de trăire pentru Dumnezeu. Și lucrul acesta îl face Dumnezeu în cel care primește Evanghelia, primește vestea bună. Și deci noi, spune Apostolul Pavel, suntem ambasadorii lui Dumnezeu. În românește spune, trimiși împuterniciți. Ambasadorii lui Dumnezeu. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. A te împăca cu Dumnezeu înseamnă că ești în război. Pentru că împăcare vine de la pace. Să faci pace între tine și Dumnezeu. Ori Dumnezeu deja a făcut pasul, făcând pace între noi și El prin jertfa Domnului Iisus Hristos și a adus jertfa supremă, dându-și Fiul pentru noi, ca să facă pace cu noi, creatura păcătoasă și căzută în păcat. Nu ai decât să primești adevărul acesta, să spui, cred și eu, Doamne. Cred. Primesc mântuirea. Primesc jertfa Domnului Iisus Hristos. Îmi pare rău de trecutul meu, îmi pare rău pentru ce am făcut. Iartă-mă. Schimbă-mi viața. Și Dumnezeu, în momentul acela, privind la credința pe care o ai, poate slabă, neîncercată, dar te-ai agățat cu ambele mâini de această veste bună, că Dumnezeu primește pe păcătoșii cei mai mari. Iisus pe răi primește și pe drum bun îi duce. Iisus îi mântuiește, pe păcătoși primește. Dacă a primit Domnul Iisus în ultimele momente ale vieții Lui pe tâlharul de pe cruce, care a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei vine în împărăția Ta. Nu va face El cu noi? Dacă vine cineva la El, Hristos a spus, pe cine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Hristos primește pe păcătosul care vine, se pocăiește și primește mântuirea. Unul din pasajele mele favorite și un verset favorit pe care l-am în Biblie este în Faptele Apostolilor, capitolul 16. Era noapte, într-o închisoare romană, într-o cetate colonie romană, Filipi, erau închiși doi creștini, Pavel și Sila. Și în loc să-și plângă de milă și să-și verse în Duhul unul asupra celuilalt, s-au hotărât în noaptea aceea să-L laude pe Dumnezeu. Când îl laudăm pe Dumnezeu și când ne închinăm Lui, se deschide cerul. Ba și închisorile se deschide.
Și noaptea aceea Dumnezeu a făcut un cutremur de pământ, s-au deschis ușile închisorii și gardianul a fost în așa stare de prăbușire, distress, încât a vrut să se omoare. Din întunericul închisorii a auzit glasul: să nu-ți faci niciun rău! Toți suntem aici. A prins o lumină. A venit acolo și a zis: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Și versetul favorit spune: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. În noaptea aceea i-a scos pe apostoli de acolo, le-a spălat rănile, le-a pus masa înainte, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, a fost botezat și ce s-a bucurat că a crezut împreună cu casa lui. În noaptea aceea a primit mântuirea. Noi plănuim și mâine să predicăm aceeași Evanghelie, Domnul Iisus. Nu așteptați până mâine, în această seară. Dacă n-ați primit Evanghelia Domnului Iisus și mântuirea pe care El a venit să o aducă, spuneți-i acum: Doamne, primesc și eu, iartă-mă și pe mine, ai milă de mine, dă-mi și mie mântuirea. Pe baza cuvântului Dumnezeu putem să spunem că El primește pe oricine de la El. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Așa de bine se vor potrivi atunci cuvintele ultimei strofe pe care o cântăm: azi viața mea o închin lui Dumnezeu. Cu El vreau să trăiesc prin har mereu. Aproape vreau să fiu de Domnul meu cel viu. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Spuneți-i și în rugăciune: Doamne, vreau să fiu cu Tine mereu. Cântăm strofa aceasta și apoi rog pe fratele Cornel Turei și pe fratele mei să se conducă în rugăciune. Haideți să ridicați în picioare să cântăm. Azi viața mea o închin lui Dumnezeu. De felul acesta noi ne unim cu toții și vrem să te binecuvântăm. Amin. Pentru că ești Dumnezeu suveran care faci tot ce vrei sus în cer și jos pe pământ. Dar în seara aceasta, Doamne, am fost asigurați de cuvântul Tău că Tu ești în control. Amin. Și în seara aceasta, Doamne, îți mulțumim că încă o dată vestea bună a Evangheliei a răsunat. Și, Doamne, și această lucrare vrem, Doamne, să lucreze mântuirea Ta. Amin. Prin tot ceea ce se va face, Doamne, vrem să înălțăm numele Tău. Și încă o dată, Doamne, Te rugăm să binecuvintezi întreaga asistență. Amin. Și peste prezența noastră, Doamne, vrem ca prezența Ta să mângâie familia îndoliată. Amin. Peste cuvintele care s-au rostit, Doamne, vrem, o Doamne, ca Tu să lași cuvintele vieții veșnice, care, Doamne, ne dă speranță și ne dă nădejde vie. Doamne, peste dragostea pe care vrem să o arătăm prin prezența noastră și prin lacrimile care s-au vărsat, Doamne, știm că Duhul Tău cel Sfânt, care, Doamne, controlează și, Doamne, este acolo unde, Doamne, este dorit, dorim, o Doamne, în seara aceasta, ca Tu să reverși prezența Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Și mângâierile Tale, Doamne, și neputințele noastre, Doamne, să fie ajutate de prezența Ta, chiar și atunci când nu știm să ne rugăm. Tu mijlocești pentru noi cu susținere negrăite. Doamne, încă o dată,
Te rugăm fierbinte ca Tu să lași mângâiere. Amin. Te rugăm, Doamne, ca Tu să lași nădejde și speranță. Amin. Și, Doamne, toată această lucrare pe care Tu ai îngăduit-o, știm, Doamne, că lucrează spre Tine. De aceea, mulți care vor auzi această vestire, Doamne, fă, Doamne, ca inima lor să fie mișcată. Amin. Și în aceste zile, Doamne, să fie mulți care să se decidă să Te urmeze pe Tine. Amin. Doamne, încredințăm și mai departe lucrarea aceasta în mâna Ta. Amin. În seara aceasta să fii cu fiecare. Amin. Și ziua de mâine, Doamne, să-ți desăvârșești lucrarea pe care ai început-o. Amin. Doamne, îți mulțumim și Te slăvim toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Our Father in heaven, we come before You tonight. Father, we come with heavy hearts, Lord. Father, You know our sorrow and our pains, Father. You knew us before we were born. Father, You've shown us Your mercy, and we heard Your message tonight, Lord Jesus. Father, there's no greater love than the love that You've shown us, Father. We thank You for Your Son. Yes. We thank You for His sacrifice, Lord. We thank You that we have hope through Him. Lord, tonight we want to thank You for Alex, for the life that he had, Father, for the moments that we shared with him. Thank You for the blessing, Lord, of him in our life, Lord, and we can just tonight, Father, hope to see him one day. Yes. Lord, we thank You, Father, that You are our salvation and our hope, Lord. In these moments of pain and sorrow, Lord, we thank You that You're here with us, Lord. We can feel Your presence, Father. We can feel Your love. Father, please continue to comfort Alex's family, Father. We pray for them, Lord, that You will comfort and strengthen them, Lord, in these moments. Father, and for each one of us, Father, help us, Lord, to examine ourselves, Lord. Please, Father, help us, Lord, to be on our knees, Lord, to reach out for You, Lord, because that invitation is open, Lord. You ask us to enter. Father, You ask us to answer and have faith in You, Lord. And tonight we want to declare our faith, Father, in You and Your Son. Please, Father, forgive us all. Help us, Father, we pray. In Jesus' name. Amen. 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 Vă rog să ocupați locul. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ne-a dat în această seară la serviciul pe care l-am avut. În câteva momente vom încheia. Știu că fiecare veți vrea să spuneți cuvinte de îmbărbătare, de mângâiere, de consolare pentru familia cristiană. Dumnezeu să vă dea cuvintele potrivite sau plăcerea potrivită într-o astfel de ocazie. Mâine dimineață, slujba de mormântare începe la ora 10. Urmând să dureze până aproape de ora 12. Apoi va trebui să ne deplasăm fiecare cu mașină personală la cimitirul Springburn, unde slujba de înmormântare va continua la ora 1. Ne rugăm încă o dată ca Dumnezeu să mângâie, să binecuvinteze, să fie Dumnezeu oricărei mângâieri pentru familia întristată. Pentru toți care sunteți aici, în primele rânduri, Dumnezeu să vă mângâie. Și fiți siguri de dragostea bisericilor, a fraților, a surorilor, alături de voi în aceste momente și în zile și luni care vor urma. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și cu ajutorul Lui să ne vedem mâine la ora 10. Domnul să fie cu noi. Amin.